Amin, Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea pentru această după-amiază să ascultăm cu Evlavie un cuvânt din Cartea Deuteronom, de la capitolul 2, pagina Sfânta Scriptură 192. Deuteronom, capitolul 2. Ne-am întors și am plecat în pustie pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul, și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis, va ajunge de când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă spre mează noapte, dă următoarea poruncă poporului, acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine: să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui, sau să cumpărați de la ei cu preț de argint rana pe care o veți mânca, și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria într-această mare pustie. Iată de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Amin. Vă rog să reocupați lucrurile. Mă bucur din toată inima să vă revăd în după-amiază aceasta. Este o har, este o binecuvântare, pentru mine este un privilegiu pe care Dumnezeu mi l-a dat să pot fi între dumneavoastră aici în Biserica Domnului. Aș vrea pentru după amiaza aceasta să privim un pic la câteva piedici pe care le putem întâmpina spre Cananul Ceresc. Evrei mergând prin pustiu, spre Cananul Pământesc, au întâmpinat piedici. Noi nu suntem uh, porniți și nu suntem ancorați în cele pământești, suntem ancorați și sporniți spre Cananul Ceresc, însă, în drumul acesta, putem avea și noi obstacole, putem avea și noi piedici. Vedeți, uh, fiecare dintre noi... Avem determinarea aceasta și dorința aceasta să ajungem în Raiul Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mă uitam la contextul acesta în care se găsește textul citit. Evreii au ajuns foarte aproape de Cananul Pământesc. Au ajuns la Cades Barnea. Denumirea aceasta, numele acesta înseamnă Sfințit cu Bucurie dar poate însemna și pribegie. La un moment dat, și contextul este mai bine prezentat în numele 13, Moise, omului Dumnezeu, trece în veșnicie, Iosua îi continuă lucrarea și la un moment dat ajuns la momentul acesta de răscruce, sunt emise 12 scoade, sunt emisi 12 spioni ca să iscodească timp de 40 de zile Canaanul. Și oamenii aceștia se duc, 12 bărbați puternici, instruiți, știind foarte bine ce au de făcut, se duc și spionează, iscodesc Cananul. Și la un moment dat, zece dintre ei, atunci când se întorc, Dumnezeu îi păzește și se și reîntorc cu bine. Și zece dintre ei sunt necredincioși. Și pe lângă că ei sunt necredincioși, îi însuflă frica. Și transmit teama evreilor și necredința lor. Ei vin și explică foarte clar, am fost, am văzut țara, dar țara într-adevăr este foarte bogată. La un moment dat ni se spune că undeva în Valea Eșcol au găsit un strugure, un ciorchine așa de mare că l-au dus doi bărbați pe o prăjină. E o țară binecuvântată și chiar și cele 10 scoade recunosc lucrul acesta. Și vin și spun, da, țara este foarte bogată, dar este extrem de bine aparată. Sunt ziduri puternice, sunt cetăți locuitorii sunt puternici, noi suntem ca niște lăcuste înaintea lor. Deci, iată, niște bărbați au plecat într-o misiune, o misiune deosebită, bărbați pricepuți, dar iată că atunci când s-au reîntors, plin de necredință, au insuflat poporului teama. Dintre cele 12 scoade, doar Iosua și Caleb vin și au o altă viziune și spun ei, țara este binecuvântată, țara este deosebit de frumoasă, deosebit de bogată, țara în care curge lapte și miere. E adevărat că au cetăți puternice, e adevărat că sunt bine organizați militari, dar cu noi este Dumnezeu și vom birui să credem în Dumnezeu. Ăsta este mesajul lui Iosua și Caleb. Necasul este că au biruit ceilalți zece, necredincioșii și la un moment dat spune cuvântul Domnului că evreii se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva slujitorilor Domnului. E vorba de niște evrei care trebuiau să-L cunoască pe Domnul. E vorba de niște evrei care știau că Dumnezeu i-a ajutat să treacă prin Marea Roșie ca și pe uscat. E vorba despre niște evrei care au mâncat mană în pustie, și au văzut ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și iată ce ușor oamenii ăștia ajung la necredință. Oamenii ăștia ajung să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și oamenii aceștia vor să-și pună o căpetenie să se reîntoarcă înapoi în Egipt. Vedeți să e așa de ușor uneori trecerea de la credință la necredință, de la speranță la descurajare. E așa de ușor să te iei după persoane care îți nenorocesc credința, și să faci într-un fel echipă, și să asculți astfel de îndemnuri ale necredinței. Evrei au văzut minunile lui Dumnezeu. Evrei știau și au văzut în atâtea situații cum Dumnezeu a făcut minuni pomenite: să le dea apă din stâncă, să le dea pâine din cer să-i ocrotească și să-i binecuvinteze, să nu li se strice încălțămintea în drumul acesta al pustiei. Și ar fi trebuit să creadă. Fraților, surorilor, tineri dragi, atâtea minune a făcut Dumnezeu în viața noastră, atâtea binecuvântări și atâtea momente au fost în viața noastră, când Dumnezeu și-a întins mâna și ne-a binecuvântat. Atâtea situații am avut în viața noastră, când am văzut că toată lumea ne era împotrivă, și am simțit că pentru noi nu mai este șansă de scăpare. Și Dumnezeu s-a îndurat de noi, Dumnezeu ne-a izbăvit, Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a vindecat de bolile noastre, Dumnezeu ne-a ocrotit, slăvit să fie Domnul! Să nu vă pierdeți nici când credința. Să nu vă pierdeți nici când credința. Cântăm noi o cântare. Să nu-ți pierzi la necaz credința și nici nădejdea când se greu. Nici dragostea când ești la bine, când el îl pierzi pe Dumnezeu. Stau și mă gândesc, uneori ne lasă memoria noastră. Și avem așa o atitudine în care uităm bine cuvântările lui Dumnezeu. Și în situații grele ajungem la disperare, ajungem să ne pierdem credința, ajungem ca și Evrei la un moment dat care au spus. Oare Dumnezeu mai este cu noi sau nu mai este cu noi? Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie Domnul! Dumnezeul care vindecă, Jehova Rafa, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul cel care face lucruri mari și prin care se țin toate lucrurile, Creatorul Universului, în care își au sursa, suportul și scopul, toate lucrurile și ființele. Este cu noi totdeauna slăvit să fie El. Ce este că ăștia s-au răzvătit. Și atunci Dumnezeu a rostit pedeapsa și Dumnezeu a făcut ca toată gruparea aceea de oameni răzvrătiți să moară printr-o moarte năprasnică, conform numeri 14 cu 37, și Dumnezeu le spune evreilor, iată, pentru că v-ați răzvrătit, 40 de zile ați scodit țara, 40 de ani veți rătăci prin pustie, întorceți-vă înapoi și mergeți prin pustie și va trebui să rătăciți 40 de ani datorită necredinței voastre, până ce toată generația aceea răzvrătită urma să moară în pustiu. Fără să intre în țara cananului, și spune Dumnezeu pentru Iosua și Cale, pentru că ei au avut o altă inimă, pentru că ei au insuflat curaj poporului și au fost credincioșii lui Dumnezeu, ei vor intra în țara cananului și vor intra copiii aceia care între timp au crescut, care nu au avut posibilitatea și nici măcar nu aveau conștiința faptului ce înseamnă sau nu a te răzvrăti. Fraților, iată, Iosua și Caleb sunt cei care însuflă curaj și ei intră în cananul pământesc datorită credinței lor în Dumnezeu. Vedeți să evrei încearcă singuri fără Dumnezeu și vedem în Deuteronom 1 că moi se relatează și face o reluare a situației descrisă foarte bine în cartea numeri, la un moment dat spune, Domnul mi-a spus, spunele, nu vă suiți și nu vă luptați, căci eu nu sunt în mijlocul vostru, nu căutați să fiți bătuți de și voștri. Eu v-am spus, dar n-ați ascultat. Și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și v-ați suiți semeți, adică mândrii, pe munte. Atunci amoriții care locuiesc pe muntele acesta v-au ieșit înainte și v-au urmărit ca albinele. V-au bătut din seir până la horma. La întoarcere s ați plâns înaintea Domnului. Dar Domnul nu va a ascultat și n-a luat aminte la voi. Și așa ați rămas la Cades, unde a stat multă vreme. Multă vreme. Iată, poporul rătăcește debusolat. Poporul aude sentința lui Dumnezeu, aude rostită pediapsa pentru răzvrătirea lor și este debusolat, se învârte în jurul muntelui, până ce Dumnezeu, la un moment dat, în mod clar, Vine și le dă porunca aceasta categorică și spune: Ajunge de când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă spre mează noapte. Făți roi! Bine, dragi oameni buni! Multe lucruri învățăm din istoria aceasta biblică. Vedeți, în scriptură sunt texte narrative, sunt texte istorice și învățăm din ele. Ele au un scop didactic nemaipomenit, un scop pedagogic. Sunt în scriptură texte profetice care altfel se interpretează. Sunt texte poetice care sunt pline de figuri de stil, de comparații, de metafore, de lucruri și acestea se interpretează altfel. Trebuie să avem în vedere lucrul acesta. Dar învățăm, în primul rând, și primul lucru pe care vreau să-l învățăm: fiți oameni, să fim oameni ai credinței, oameni care să credem în Dumnezeu. Oameni care atunci când am căzut și ne-am uh, depărtat de Dumnezeu, să nu o pornim pe puterile noastre. Să nu ne punem nădejdea noi în lucrurile pământești și mai întâi să ne rezolvăm relația noastră cu Dumnezeu. Să venim înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, să venim înaintea lui Dumnezeu cu părere de rău, să venim înaintea lui Dumnezeu cu remușcare față de păcatele săvârșite. Și Dumnezeu este acela care iartă, și Dumnezeu este acela care spală și curățește, slăviți să fie Domnul! Apoi vom putea reîncepe luptele noastre duhovnicești. Vom putea reîncepe drumul nostru într-o stare după voia lui Dumnezeu cu Dumnezeul nostru. Ce s-a întâmplat? Obstacole. Dumnezeu le-a spus, ajunge, porniți înainte, mergeți pe drumul acesta spre țara Cananului. Dar Dumnezeu le spune în mod limpede și spune, aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiilor ei sau care locuiesc în Seir, ei se vor teme de voi, să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc, pentru că muntele Seir l-am dat în stăpânire copiilor lui Esau. O primă piedică posibilă pot fi conflictele vechi, certurile, neînțelegerile, Vedeți să știți cu toții istoria lui Esau și a lui Iacov, acești doi frați, da, deși Esau a fost întâiul născut, ei erau practic gemeni și prin înșelăciune Iacov câștigă dreptul de întâi născut mai întâi de la Esau, apoi tot prin înșelăciune îi fură binecuvântarea, între Esau și Iacov este un conflict și sau amenință că îl va omori, Iacov fuge departe de casă. La un moment dat Dumnezeu îi vorbește să se reîntoarcă, Iacov se teme, are loc o întâlnire cu Dumnezeu la Peniel, Dumnezeu îl binecuvintează pe Iacov și Iacov are acolo o transformare, o străință de rugăciune în fața îngerului, a plâns și s-a rugat de înger, spune cuvântul Domnului. Și la un moment dat Iacov și Esau se împacă, se împacă. Și totuși, cumva, în generațiile următoare, a rămas un conflict, a rămas o ceartă veche, a rămas o neînțelegere, a rămas așa o ură mocnită între urmașii lui Iacov și urmașii lui Esau. Știți cum este? Acum Iacov era puternic și fiile sau se temeau. Acum atunci când ești slab, nu poți să te răzbuni. Dar când ești puternic, poți să o faci. E foarte greu să fii pocăit și iertător atunci când poți să te răzbuni. Și uneori ajungem și în astfel de situații. Însă a te răzbuna, nu este după Cuvântul lui Dumnezeu. Răzbunarea este a Domnului. Noi trebuie să ne iertăm unii pe alții. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Pentru că neiertarea poate fi o piedică în intrarea în cananul ceresc. Și aș vrea lucrurile acestea să le spun categoric. Și aș vrea lucrurile acestea să vi le spun limpede. Nu folosiți mijloace omenești și mijloace pământești rele. Pentru a vă impune punctul de vedere și, într-un fel, oarecare, a vă răzbuna, a vă ridica împotriva celor care vă fac rău. Am avut momente în viață când am avut astfel de necazuri. Au fost oameni care mi-au făcut rău și au fost persoane care mi-au trimis mesaje cu filmulețe, cu vorbe și mi a spus: Uite ce a spus omul respectiv. Uite ce a făcut El. Mergi, dă pe față lucrurile astea și o să-i închizi gura pentru toată viața. Și am stat și m-am gândit: E mai ispită. Noi nu putem lupta cu mijloacele diavolului. Noi nu putem lupta cu armele celui rău. M-am rugat lui Dumnezeu și am șters. Și ori de câte ori am primit așa ceva, am tot șters. Pentru că apărătorul nostru este Dumnezeu. Și atunci când te apără Dumnezeu, când îți apără Dumnezeu pricina, când vine puterea lui Dumnezeu să te ridice, când vine puterea lui Dumnezeu să te apere, ai pace sufletească. Și ai de mărturisit o nouă biruință în numele Domnului. Să să fie Domnul. Iată ce ne învață cuvântul Domnului. Și vreau în ziua aceasta să las lucrul acesta. Lucruri pe care voi le știți eu, dar vi le readuc aminte. Matei 6, 14 și 15: Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Este atât de categorică învățătura aceasta, este atât de clară. Cuvântul Domnului spune în Coloțeni 3 cu 13, îngăduiți-vă unul pe altul, acceptați-vă unul pe altul, că suntem atât de diferiți și dacă unul are pricină sau motiv să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi să ne ajute Dumnezeu. Frăților, în slujirea pastorală, întâlnesc oameni în vârstă, oameni mai tineri, care au atâta greutate în a ierta. Au atâta greutate în a se elibera de poverile acestea, datorate neiertării. De aceea vreau în numele Domnului Isus Hristos: să las gândul acesta, în primul rând, nu lăsați conflictele cu oamenii, nu lăsați conflictele cu ceilalți din jur, să fie pentru voi o piedică spre țara cananului. Dacă în familie apar anumite conflicte, rezolvați-vă și nu așteptați să treacă timpul. Timpul nu va rezolva problema. Dacă se întâmplă o neînțelegere, căutați pacea, căutați iertarea, căutați apropierea unul de celălalt, căutați rezolvarea relațiilor rupte, căutați în felul acesta să fiți dezlegați, să fiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu, pentru ca rugăciunile să vă fie primite, pentru ca în suflet să aveți pace cu Dumnezeu, pentru ca să puteți pleca, în veșnicie, dacă Dumnezeu va rândui lucrul acesta, cu inima am păcată, ca niște copii al lui Dumnezeu, care înțeleg că trebuie să ierte, așa cum Hristos i-a iertat. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, 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 mergem un pic mai departe, ne atașăm foarte ușor de lucruri. Și sunt lucruri și locuri pe care nu le vom moșteni niciodată. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici foarte clar. Nu o să vă dau nici o palmă de loc în uh, muntele Seir, pentru că l-am dat în stăpânire fiilor lui sau. Mergem un piculeț mai departe, la Deuteronom 2 cu 31. Domnul mi-a zis, vezi acum, încep să-ți dau pe Sihon și țara lui. Începe și tu, dar să iei în stăpânire țara ca să o moștenești. Sihone a ieșit înainte, spune cuvântul Domnului, cu tot poporul lui ca să lupte împotriva noastră la Yahats. Domnul Dumnezeu nostru ne-l-a dat în mâini și l-am bătut pe el și pe fiii lui și pe tot poporul lui. Dar înainte de aceasta, Dumnezeu le spune și din nou îi atenționează pe evrei. Versetul 18. Să trece hotarul Moabului la cetatea Ar și să te apropii de copiii lui Amon să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei, că și nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara copiilor lui Ramon. Am dat în copii, am dat în stăpânire copiilor lui Lot. Încă o dată vreau să vă aduc aminte de gândul acesta pe care l-a avut Sfântul Apostol Pavel. Noi n-am adus nimic în lumea aceasta și nu vom lua nimic din ea ne atașăm uneori așa de mult de cele pământești ne atașăm așa de mult de lucrurile pe care tot Dumnezeu ni le-a dat ne atașăm așa de mult și dorim uneori să ne ridicăm tot mai mult din punct de vedere economic Dumnezeu ne binecuvintează Dumnezeu ne dă dar la un moment dat avem tendința aceasta să acumulăm tot mai mult, crezând că având mai mult, ne vom putea impune ca personalitate, vom putea fi respectați, ne vom ridica deasupra celorlalți și în felul acesta vom fi oameni deosebiți, oameni de mare valoare. Dar aș vrea să înțelegem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care în îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învirea lui Isus Hristos din morți la o de vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji. Și spune cuvântul Domnului, cuvintele Mântuitorului Isus Hristos, Matei 16, versetele 19-21, strângeți-vă comori în cer și ni se mai spune că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Fraților dragi, surori, pe care vă respect din toată inima, lucrurile pământești, ne le dă Dumnezeu să le stăpânim, să ne folosim de ele, să le administrăm și tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Să nu credem cumva că ceea ce avem este rezultatul capacității noastre de bune administratori, știu eu, a priceperii noastre în a chivernisi lucrurile, pentru că dacă Dumnezeu și-ar trage mâna, dacă Dumnezeu ar permite diavolului să atingă de bunurile noastre, în câteva momente am aș fi ajuns și putem ajunge la fel cum a ajuns Iov. Când Dumnezeu a permis diavolului să atingă de lucrurile lui, când Dumnezeu a permis diavolului să atingă de sănătatea lui, Iov și-a pierdut, și-a pierdut tot ce a agonisit toată viața. Și-a pierdut sănătatea. Depindem de Dumnezeu în cele mai mici amănunte ale vieții. Dumnezeu este acela care ne binecuvintează. Să-i dăm slavă și să înțelegem că tot ce avem nu este rezultatul sfințeniei noastre și nici a capacității noastre administrative și, știu eu, a inteligenței noastre, ci este rezultatul mirei lui Dumnezeu. Și pentru tot ce avem, să dăm slavă lui Dumnezeu și să glorificăm numele Lui și să lucrăm cu ce avem pentru împărăția Lui Dumnezeu. Să nu ne lipim inima de lucrurile acestea. În Biblie este o situație în Iosua, capitolul 7, care ne vorbește despre un om numit Acan. Și vreau aici să înțelegeți, când cerem și vrem să obținem lucruri, călcând porunca lui Dumnezeu, ajungem vinovați în fața Celui preanalt, Dumnezeu a poruncit cu desăvârșire ca tot ce era în ierihon să fie nimicit. Dar la un moment dat, și Dumnezeu dă biruință evreilor, și evreii, deși slabi, din punct de vedere militar, prin puterea lui Dumnezeu, biruiesc ierihonul. Asta era ceva. Ia minune Dumnezească, nici măcar prin puterea lor. Au sunat din trâmbețe, au înconjurat cetatea și Dumnezeu le-a dat izbăvire. Asta a fost o minune a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus: totul trebuie dat spre nimicire. Și la un moment dat, un om numit Acan, vede o mantă de șinear. Probabil Acan avea o mantă, nu? Dar a văzut una de șinear, ceva de firmă, nu? Șinear, ceva special. Vedeți să în Valea Șinear, undeva s-a și turnul Babel. Și zice el, mă, mi-ar prinde bine. Ce bine aș arăta eu cu mantaua asta, nu? Acan nu era un om sărac. La un moment dat când Dumnezeu rostește pedeapsa asupra lui, vedem în Iosua 7 cu 24, vedem că avea o casă, avea lucruri, avea toate lucrurile. Și mai vede, mai vede Acan 200 de sicli de argint, cam 3 kg de argint, mai vede 50 de sicli de aur, așa vreo 800 de grame, vreo 1 kg de aur și zice el, mă, mi-ar bine. Și le ia și le ascunde cu grijă. Nu știu, soția lui a văzut lucrul ăsta, știa ceva, Copilului lui or fi văzut și li s-a impus să tacă. Dar acând calcă porunca lui Dumnezeu. Și la un moment dat merge poporul Domnului să lupte împotriva unei cetăți mici, împotriva cetății ai. Și poporul este bătut și mor oameni. Și la un moment dat Iosua se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ce se întâmplă? Și Dumnezeu spune, fă lucrul ăsta. Israel a păcătuit, a luat din lucrurile date spre nimicie. Se trage la sorți se trage pe seminții și a tace. Se trage pe familii, se trage pe case. Și a tace și tace și crede că poate. Nu? Și atunci Dumnezeu îl descoperă. Și Acan este pedepsit și pierde totul și pierde viața. Și ce vreau să vă spun? Așa de mult ne legăm de cele pământești și așa de mult ne legăm inima de bani uneori Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Așa de mult credem că dacă am mai avea ceva mai mult, chiar dacă obținem lucrurile acelea prin înșelăciune și prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, am fi ceva mai deasupra, am fi cu două degete deasupra celorlalți. Sunt aici și ceea ce mi-a spus Dumnezeu și mi-a pus pe inimă să vă spun, nu vă lipiți de cele pământești, nu vă lipiți de cele trecătoare. E adevărat trebuie să muncim, e adevărat trebuie să purtăm de grijă alor noștri. Este adevărat că trebuie să îngrijim casele noastre ca buni copii al lui Dumnezeu, pentru că cei care nu îngrijesc de familiile lor sunt ca și cei care se leapă de credință, spune Apostolul Pavel. Dar munca aceasta noastră, agoniseala aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă, ne-o dă în administrare, ne-o dă să ne bucurăm de ea și prin ea să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Să nu ne lipim inima de toate lucrurile acestea, să nu ne lipim ființa noastră de cele pământești. Poate fi o piedică în drumul nostru spre Cananul Ceresc. Oameni care nu mai au timp de rugăciune, nu mai au timp de scriptură, nu mai au timp să stea de vorbă cu copiii lor, nu mai au timp să se joace cu copiii lor, nu mai au timp de vizitat un bolnav, nu mai au timp de cele duhovnicești. Mereu nu avem timp și o să fac cândva și ne gândim că odată la o bătrânețe fericită, peste mulți ani, că vom avea de toate și vom fi fericiți, vom lucra și pentru Dumnezeu, vom citi și Biblia și ne vom duce și la rugăciune și vom facem dacă dar cândva departe, acum trebuie să, să, să lucrăm cât mai mult posibil și trebuie să, să agonisim cu orice preț. Lucrul acesta nu este grozav ca și gândire. Nu știm ce se va întâmpla mâine. Nu știm ce se va întâmpla în zilele următoare. De aceea, lipiți-vă inima de cer, lucrați pentru împărăția lui Dumnezeu Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, vi se vor adăuga. Credeți lucrul ăsta! Amin. Eu sunt aici o mărturie vie că Dumnezeu binecuvintează. Am trăit în sărăcie, în copilărie, ne-a fost extrem de greu, nu vă voi povesti lucrurile acestea și am văzut cum Dumnezeu binecuvintează munca. Și am văzut că Dumnezeu răsplătește și Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu nu rămâne dator. Stați aproape de Dumnezeu, cu inima aproape de Domnul. Pregătiți în orice clipă, spune la un moment dat în cartea Apocalipsei, și Duhul și Mirea să zic vino, și cine aude să zică vino Doamne Iisuse, Maranata, vino Doamne Iisuse. Ăsta-i Duhul Mireasei, ăsta-i Duhul Mireasei, nu vă lipiți lucrurile de nu vă lipiți inimile de cele pământești. Nu vă lipiți viețile de cele lumești. Nu faceți lucruri nebiblice ca să le păstrați sau ca să le obțineți. Stați în ascultare de Dumnezeu și credem că Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu binecuvintează. Avem un Dumnezeu care este credincios făgăduințelor Lui. Dumnezeu păzește și binecuvintează. Era la noi o stradă unde așa îngădui Dumnezeu să plece la Domnul mulți din părinți. Și se uitau oamenii din sat și spuneau, hm, e strada orfanilor, ce se va alege de ei? Au trecut ani și m-am uitat la copiii aceia care odată au rămas orfani și îi văd binecuvântați, îi văd la casele lor, îi văd cu familii binecuvântate, pentru că este credincios Dumnezeu cuvântului său. El spune în cuvântul lui că este tatăl orfanului și apărătorul văduvei și Dumnezeu lucrează și Dumnezeu binecuvintează, slăvit să fie el. Să ne apropiem și să ne alipim inima de Domnul. Mergem mai departe. Ceea ce vreau să vă spun este foarte bine descris în numele 25. La un moment dat, Domnul îi spune să treacă prin Moab și ei se stabilesc în Moab. Și vreau să vorbesc despre partea aceasta a obstacolului care țin de adaptarea la o viață murdară, la viața păcătoasă, la căderea în slăbiciuni și în păcate, la un moment dat Balac, împăratul Moabului, se duce la Balam, despre care se spunea că este proroc, și îl cheamă ca să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Și Balam spune, nu mă pot duce. Nu, nu, nu. Dar Balac trimite niște soli mai cu vază, trimite cadouri, trimite bani, avere, și inima lui Balam începe să se moaie, Parcă m-aș duce, nu? Nu-i de pierdut. Și în final, deși Dumnezeu îi spune, nu te duce Balam, nu te duce și mai târziu Dumnezeu îi vorbește și îi spune, Balam, nu te duce că drumul ăsta pe care mergi duce la moarte pentru tine. Balac, Balam stăruie să meargă și Dumnezeu, da' du-te, dacă tu vrei să te duci, dute. dar să spui ce îți voi spune eu. Și Balam se duce. Și într-adevăr, încearcă uneori să nu-și piardă cumva plata pentru turneul lui. Se duce la Balac, binecuvintează într-adevăr pe poporul Domnului, dar se teme, se teme Balam că va pierde, va pierde câștigul și va pierde influența lui Balac și va pierde prietenia, o bună relație cu omul acesta. Și îl învață pe Balac o nenorocire și spune, ăștia, dacă sunt ascultători de Dumnezeu, n-ai să-i poți birui nicicând. Iată ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 2 cu 14, despre învățătura lui Balam care a învățat pe Balac să pună o piatră de, păcătui, de înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea, de dea la curvie, adică la imoralitate. Balam, ca să nu-și piardă bănuții, ca să nu-și piardă relația lui cu Balac, ca să nu-și piardă, știu eu, cinstea pe care i-o dăduse acest împărat al Moabului, îl învață o nenorcire, îl învață un vicleșu groaznic și spune lui Balac, știi ceva? n-ai să-i biruiești dacă sunt puternici credincioși Domnului. Dar dacă îi faci să păcătuiască, dacă îi faci să îl mânie pe Dumnezeu, atunci ai să-i biruiești. Și Balac înțelege. Și la un moment dat, în numărul 25, spune că fetele din Moab au chemat pe tinerii evrei la jertfele lor și s-au dedat la imoralitate, au mâncat din lucrurile jertfite idolilor, s-au închinat lui Bal pe or. Bal pe or înseamnă domnul speranței, domnul deschiderii, da? evrei știau că Dumnezeul cel atotputernic, Jehova, cere ascultare, cere supunere, pedepsește păcatul. Și atunci au găsit un Dumnezeu fals. L-au găsit pe bal, pe or. Dumnezeul care permitea orice. Și și-au lipit inima de bal, pe or. Și-au lipit inima de acest Dumnezeu străin. Frate și surori, lucrurile sunt grave. Lucrurile sunt atât de grave că nu ne dăm seama uneori. Diavolul este atât de șiret. Și şi devul încearcă și. Şi vrea să-i fure pe tineri, este o luptă cumplită din partea diavolului pentru gândirea tinerilor, pentru mintea lor și încearcă să înșele pe tineri cu tot felul de filozofii, încearcă să înșele pe tineri să se lipească de lucruri stricate, încearcă să înșele pe tineri să cadă în imoralitate și diavolul în felul acesta vrea să-i câștige. Și într-adevăr, pedeapsa lui Dumnezeu a venit peste poporul evreu datorită acestei neascultări, datorită acestei căderi. Trăim într-o lume unde tinerii noștri sunt, își fac prieteni la școală, anturaje. Noi înșine trăim cu oameni care se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Așa în ziua aceasta să înțelegem că dacă vom rămâne în ascultare de Dumnezeu, vom fi puternici. Spuneam și dimineața, suntem ascunși împreună cu Hristos în Dumnezeu. Nimeni nu ne va smulge din brațul Domnului atâta vreme cât rămânem în ascultare de El. Și trăim sfințenia și trăim în ascultare. Și păzim poruncele Domnului. Dumnezeu ne va ocroti prin orice vom trece. Dumnezeu ne va ajuta să ajungem în canalul ceresc. Ne va binecuvânta și viața noastră pământească. Dar trebuie să stăm aproape de El. Trebuie să stăm în ascultare de El. Dacă ne vom depărta, dacă ne vom lăsa asimilați de felul de gândire murdară al lumii acesteia, de chipul veacului, trineri dragi, păziți-vă de păcat, păziți-vă de imoralitate, păziți-vă de site-uri murdare, păziți-vă de anturaje care să vă ducă la tot felul de dependențe păcătoase. Stați în ascultare de Dumnezeu pentru ca viața voastră să fie binecuvântată, viața voastră să fie curată. Nu vă uitați la sistemul de gândire, la bal pe orul lumea acesteia care vine și vă promite care vine și vă spune, veți fi fericiți, vă veți simți împliniți, veți avea toată libertatea. Veți avea, știu eu, posibilitatea să faceți orice și în felul acesta vă veți astâmpăra setea voastră sufletească. Aș vrea să vă spună numele Domnului Isus Hristos. În inima noastră este un gol pe care îl poate umple numai Dumnezeu și nu o să găsiți împlinire și nu o să găsiți fericire și nu o să găsiți pace decât dacă îl veți sluji pe Dumnezeu din toată inima. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Nu vă rătăciți. Nu vă înșelați cu nădejde înșelătoare. Nu mergeți după sistemul murdar de gândire al lumii în care trăiți. Nu lăsați caracterul vostru să fie pervertit de gândirea lumească, de felul de a fi de colegi. Știu, e atâta agresivitate din partea unora dintre ei, și uneori, ca să nu vă simțiți inferiori, faceți ca ei. Dar uh, inferiori ar trebui să ne simțim când cădem în păcate și când ne îndepărtăm de Dumnezeu. Cât ești cu Dumnezeu, cât ești în picioare, cât asculți de poruncile Domnului, Cerul este cu tine, Dumnezeu este cu tine, ești lumină între oamenii aceia și îți faci datoria de copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu te păzește și te binecuvintează și Dumnezeu te ocrotește, nu vă lăsați înșelați. Am uh, considerat atâția tine care s-au lăsat înșelați încetul cu încetul și când te duci la vale nu-ți dai seama, aluneci și e ușor. Și la un moment dat s-au trezit murdari, căzuți, depresionați, fără nădejde, unii dintre ei cu gânduri de sinucidere. Și mi-am dat seama cât de rău și de murdar e sistemul lumea acesteia și cât de pervers este diavolul și cum îi înșală pe oameni și îi nenorocește ca să-i câștige și apoi își bate joc de ei. Dar există șansa aceasta a mântuiei. Există șansa aceasta a iertării. Începeți din nou cu Dumnezeu, puneți început bun și începeți slujindul pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va da biruință și veți putea birui dependențe și veți putea birui sistemul lumii acesteia, veți putea birui pe cel rău. Vă scriu copilașilor, fiindcă l-ați biruit pe cel rău și veți putea rămâne în picioare în societatea aceasta în care trăiți. Închei. Okay. O altă piedică poate fi descurajarea. Am citit deja versetele, au văzut că Sihon, acest împărat al Hezbonului, a ieșit împotriva lor ca să lupte. Evrei erau slabi din punct de vedere militar, dar prin ajutorul Domnului l-au biruit pe Sihon acesta. Vedeți ce-i descurajarea, E sentimentul acela de disperare în fața obstacolelor. Este o stare de buimăcire, de perplexitate, care duce la pierderea entuziasmului și a curajului și a energiei. Dragii mei tineri, fraților, nu acceptați niciodată ca să vă spună cineva că nu sunteți bun de nimic. Sunteți creația lui Dumnezeu. Sunteți copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu a investit în voi, Dumnezeu v-a dat daruri deosebite, Dumnezeu v-a dotat în mod special ca în lumea aceasta să vă îndepliniți o misiune cu care Dumnezeu a îngăduit să veniți aici. Nici un copil nu vine în lumea asta la voia întâmplării. Orice copil este un dar al lui Dumnezeu pentru familie, este un dar al lui Dumnezeu pentru societate. Și Dumnezeu are de lucrat prin orice copil. Dumnezeu ridică, Dumnezeu folosește pe fiecare. Nu vă lăsați descurajați, dragi părinți. Nu vă lăsați descurajați. Dacă nu vă ascultă copiii voștri și se răzvătesc, stați -vă înaintea lui Dumnezeu, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vede inima voastră zrobită și Dumnezeu hotărăște ziua. Când Dumnezeu îi va cerceta și Dumnezeu va lucra și vă veți bucura, vă sunt minunile lui Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu credincios făgăduințelor sale și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Slăvi să fie Domnul! Te aștineri! Dacă se întâmplă să fi căzut, dacă se întâmplă să fi întristat pe Dumnezeu, și vă simțiți așa descurajați, buimăciți, nu știți ce să mai faceți, vi rușine să mărturisiți, vi rușine să stați în fața celorlalți și în fața lui Dumnezeu în biserică. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu vă iartă, Dumnezeu vă primește, veniți la Domnul, este un cuvânt frumos din psalmul 69 pe care aș vrea să-l citesc. Spune cuvântul Domnului aici câteva lucruri. Versetul 13. Dar eu către tine mână al rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea cea mare răspundem Dumnezeule și dăm ajutorul tău. Scoate-mă din noroi. Să nu mă mai afund. Metafora asta, comparația asta vă spune ceva? Vă simțiți? Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie, să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă mai înghit adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Rugăciunile acestea aduse înaintea lui Dumnezeu sunt ascultate de Dumnezeu, nu descurajați, nu descurajați, nu descurajați niciodată. Cuvântul Domnului spune Filipen 4, 6, 7 Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru, aduce cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu descurajați roilor, nu descurajați dar stineri, fraților, nu descurajați. Avem un Dumnezeu atotputernic, avem un Dumnezeu care ne ridică, avem un Dumnezeu care ne-a promis țara, ne-a promis ca în anul ceresc, nu te teme turmă mică, căci Domnul îți dă împărăția. Dumnezeu a făcut promisiuni mărețe și Dumnezeu le va împlini. Nu descurajați niciodată, stăm aproape de Domnul, ne ferim de cele lumești, stăm în sfințenie, ascultăm de Dumnezeu, nu ne lipim de cele de jos. Gândul nostru să fie sus, privirea noastră este spre țara promisă și mergem înainte cu ajutorul lui Dumnezeu și într-o zi ne vom bucura să fim în Canaanul Ceresc. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne întărească, Dumnezeu să ne binecuvinteze. M-am bucurat să fiu în biserica aceasta, să vă cunosc, am cunoscut oameni deosebiți, oameni prin care m-am zidit sufletește, a fost o experiență deosebită, mă bucur de lucrul acesta, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă ajute în tot ce faceți, să stați pe calea lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va ocroti, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor voastre și va aduce mari binecuvântări pentru voi. Dumnezeu să fie lăudat. Amin.